Amanda Adam, aici de față, plină de energie. Selecta. Oh yeah, cum a fost? A fost super, ne-am distrat foarte tare, m-am simțit super ok să fiu dansatoarea unui mare artist. E frumos și rolul ăsta de dansator, super, ești în lumina reflectoarelor, însă în planul 2, totul a fost extraordinar. Te-ai reîntâlnit cu Alex. Păi dacă nu mai scap de el, asta este ideea, așa că înțelegeți, el este obsedat de Amanda Adam și tocmai de aceea nu mai scap de Alex Velea Belea. Alex Velea. Noi ne face mare plăcere să ne întâlnim de fiecare dată, pentru că ne înțelegem foarte bine, pentru că suntem prieteni, profităm de fiecare ocazie pe care o avem să colaborăm într-un fel împreună. Cât de importantă este susținerea asta a fanilor pentru tine? Cred că este cea mai importantă, pentru că noi pentru ei cântăm. Însă e foarte importantă susținerea pe radio a unei piese, pentru că altfel cum să ajungă la urechile fanilor noștri decât prin radio și prin Kiss FM. Și uitați, tocmai de aceea mi-am luat și niște mănuși roșii și ca să mă asortez cu sigla voastră. Cine face acest lucru pentru că are de transmis ceva și vrea să transmită ceva prin muzica lui, exact asta urmărește, să transmită un mesaj fanilor, ascultătorilor, prin muzica pe care o face. Mi-a plăcut foarte mult să te vedem în acțiune din nou. Bine și pe Alex. Da, mi-a plăcut foarte tare. Amândoi, eu am foarte multă energie, dar amândoi deja este prea multă energie, după cum ai și văzut la filmări. Și mă bucur foarte tare că există și altfel de lucruri pe care le putem face și că voi, Kiss TV, vă gândiți la lucrurile de genul ăsta. Vă mulțumesc și nu uitați să vă uitați la Kiss TV și să ascultați Kiss FM, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.